Bună ziua! A început lecția de matematică pentru clasele a treia și a patra. Astăzi vom vorbi despre figurile geometrice și o să ne amintim când cineva ne-a spus ce figură ești. Bine ați venit, dragi copii! V-am regăsit! Mă bucur că sunt aici alături de voi, în clasa noastră virtuală. Știu că unii dintre voi ați terminat lecțiile la școală. Bravo, vă felicit! Astăzi vom vorbi despre figurile geometrice. Ați mai făcut la școală? Da. Dar vă amintiți când cineva v-a zis ce figură ești? Vă amintiți vreodată? Vi s-a întâmplat? Nu. No. Cui s-a întâmplat? Ia să vedem. Ia zi, Franci. Ne povestești puțin? Eram afară, mă jucam cu doi prieteni și a zis și o prietenă a început să zică: ce figură ești, nu vezi cât de multe fițe faci? Ok, și tu cum te-ai simțit atunci? M-am simțit cam tristă. Da, nu trebuie să fii tristă, înseamnă că probabil aprecia ceva la tine și ai ce figură ești. E, putem să asociem astăzi, ia să vedem ce figură crezi tu că ai fost dacă să ne gândim la matematică. Ce figură ți-ar plăcea să fii astăzi? Ia să vedem. Mi-ar plăcea să fiu cerc. Ok, astăzi ești un cerc, da? Ce figură ești, Franci? Da, ești un cerc. Bun, eu astăzi o să fiu un pătrat, da? Și să vedem la sfârșit fiecare ce figură geometrică își alege. Bun, mai vrea cineva să împărtășească? Eu vreau să fiu cerc. Bun, alegeți-vă o figură geometrică, da? Toată lumea. Bun, ia să vedem, cine se pricepe la desen? Eu m-am făcut cerc în carantina asta, deci aș prefera să fiu un dreptunghi, dacă se poate. Bine, Andreea, mulțumim, mulțumim, Gicea, da? Bun, fiecare poate să spună atunci când răspunde, da? Ce și-a ales. Vă place să desenați? Da. Da? Da. Bun, hai să vedem. Se vede tabla mea virtuală? Da. Da, se Bun. Vede. Prima întrebare, ce este un poligon? Ce credeți? Ați mai întâlnit cuvântul ăsta la matematică? Poligon? Da. Și ce ar fi un poligon? Dacă e să ne amintim din lecția anterioară, când am vorbit despre linii frânte, închise. Ce credeți că este un poligon? Cum am putea să-l denumim? Linie frântă închisă. Așa, o linie frântă închisă. Și ce avem desenat pe ecran? Un vapor, da? Deci liniile frânte închise, de exemplu, mă pot ajuta să desenez un vapor. Da? Cine se pricepe la desena vaporului? Cine crede că o să iasă? Eu am încercat și nu prea mi-a ieșit. Ia să vedem ce ne spun colegii voștri. Bun. Vă dau așa o provocare, da? Până la sfârșitul lecției, dacă puteți să desenați și să ne arătați și nouă cum au ieșit vapoarele voastre, da? Bun, vreau puțin să ne uităm la vaporașul nostru și să-mi spuneți ce reprezintă cifrele 1, 2, 3, 4 până la 12. Ce credeți că reprezintă? Ce sunt ele? Puncte, linii drepte, semidrepte, segmente de dreaptă, dacă e să ne aducem aminte din lecția anterioară. Ia zi, Andrei. Andrei B, da? Ce crezi că sunt acestea? 1, 2, 3, 4 până la 12. Andrei, ne auzi? Radu? Ce sunt acestea? 1, 2, 3, 4 până la 12. Linii. Linii? Segmente. Segmente. Da, avem segmentul de la 1 până la 2, da? Pentru că sunt mărginite la cele două capete, la capătul cu 1 și capătul cu 2. Eu zic că sunt puncte. Ce ziceți? Sunteți de acord? Da. Da, deci avem puncte care pentru acest poligon, da, reprezintă vârfuri. Da? Deci avem vârfurile 1, 2, 3, 4,
5-6 până la 12, vârfuri de care de fapt reprezintă puncte. Bun, mai departe, ce ați spus voi, segmentele reprezintă laturile poligonului, da? Deci avem 1, 2, cele două puncte, formează o latură a poligonului, da? Și ce mai avem aici? Unghiuri, da? Deci din ce este format un poligon? Din drepte. Da, din segmente, am spus noi, am hotărât. Da, deci avem din segmente care reprezintă laturi, altceva. 1, 2, 3, ce am stabilit că sunt? Puncte, da? Și unghiuri, da? Avem aici un unghi, da? Al doilea unghi, al treilea unghi, da? Ați înțeles până aici? Da. Da. Deci din ce este format un poligon? Emma, ne spui tu, ne ajuți tu? Da. Deci un poligon, este format din segmente drept-dreaptă. Da. Din linii frânte. Da. Francine, și... Un poligon este format din segmente de dreaptă, puncte și linii frânte. Și linie frântă, da. Foarte bine. Deci, punctele, vârfurile, repetăm. Da? Segmentele de dreaptă, care sunt laturile și unghiurile. Bun. Hai să vedem acum care ar fi principalele figuri geometrice pe care noi le-am învățat la școală și pe care le-ați ales voi, da? Voi a zis că sunteți ce? Ia să vedem, Simina, tu ce ți-ai ales să fii astăzi? Da, teacher a zis un dreptunghi. Tu ce ai ales? Cerc. O să fii un cerc, da? Hai să ne aducem aminte care erau principalele figuri. Ia să vedem cu cine vorbim. Teodora? Tu ce ai ales să fii astăzi? Microfonul, Teodora, că nu te auzim. Romb. Ți-ai ales să fii romb. Hai să vedem, Teo. Urmărim ecranul și vorbim. Ce figură este aceasta? Un dreptunghi. Bun, hai să vedem. Poți să-mi spui vârfurile dreptunghiului, cum se numesc? Da. A, B, C și D. Bravo, deci vârfurile sunt puncte, foarte bine. Poți să ne spui laturile, cum se numesc? Da. A, B, B, C, C, D și D, A. Foarte bine, bravo, mulțumim. Și avem și unghiuri, da? Unghiul A, unghiul B, C și D. Perfect. Altă, știți, puteți să-mi dați exemplu de obiecte care seamănă cu un dreptunghi acolo unde stați voi în casă sau unde sunteți în curte? Ia uitați-vă de jur împrejur și o să găsim un obiect care seamănă cu un dreptunghi. Cine a zis eu? Rareș. Ia zi, Rareș. Boxele. Boxele sau fața unei boxe? Ce părere ai? Toată boxa. Cred că toată boxa n-ar fi figură geometrică. Ce crezi că ar fi? Televizorul? Corp geometric. Corp, bravo, deci atenție. Boxa în sine reprezintă un corp geometric, iar fața unei boxe are formă de dreptunghi. Ștefan? Televizor? Tablou? Unde ești tu? Ștefan? Cărți, perne. Bravo. Laptop. Foarte bine, dar atenție, trebuie să spunem suprafața, da, sau o parte, da, fața unei, nu suprafața, fața unei perne, da, fața unui laptop, da? Bun, cărțile de joc, da, ne scrie cineva, cărțile de joc, da, o față a unei cărți de joc. Bun, bravo, hai să vedem paralelogramul, cine ne ajută, care sunt vârfurile și laturile. Maria, ne ajuți tu? Da.
Cum se, care sunt vârfurile? E, F, G și H. Bravo, laturile? F, F, G, G, H și H, E. Da. Și avem unghiurile, unghii ascuțit care e F și unghii obtuzi care e G. Bravo, deci F și G, F și H, pardon, sunt unghiuri ascuțite și G și E sunt unghiuri obtuze, adică mai mari de 90 de grade sunt cele obtuze. Am vorbit în lecția trecută despre elemente intuitive, da? Bun, bravo, felicitări! Tu ce ai ales să fii? Ce figură geometrică? Un dreptunghi. Ok, bun, bravo, altcineva, ia să vedem alte Să figuri. spun eu? Luca, Să spun eu? da, Luca. Unde? La pătrat sau la trenghi? Nu, am ajuns aici. Triunghi. Și? Are și ce? Câte vârfuri are un triunghi? Are trei vârfuri. Trei vârfuri. Câte laturi? Tot trei. Și unghiuri? Și unghii tot trei. Bravo! Ia zi-mi la cerc, Luca. Câte vârfuri avem la cerc? Nu avem N-avem. Bravo, foarte bine. Avem unghiuri la cerc? Nu, e, nu. o să învățați voi la matematică, la gimnaziu, cum putem să construim, da? Bun, foarte bine. Valentina, Da. am vrut să zic că fix data trecută am învățat despre figuri geometrice. Foarte bine, mă bucur. Ia zi, ce figură ai ales astăzi să fii? Ce figură ești Un astăzi? paralelogram. Ești un paralelogram. Bun, mai departe, mulțumesc. Hai să vedem pătratul și rombul. Cine ne ajută? Ema, ne ajuți tu cu pătratul? Hai să vedem. Cum se numesc vârfurile pătratului? Vârfurile pătratului, un drept, un curs. Da, deci avem unghiurile drepte, da? Dar Da, vârfurile, cum se la numesc? vârfurile. Da, sunt puncte, da? Nu uităm, vârfurile Da. sunt puncte. Cum se numesc aici? Poftim? Cum se numesc vârfurile? Sunt denumite aici. A, B, C și D. Bravo! Cum se numesc laturile? Sunt linii. Sunt segmente, da? Am hotărât. Segmente, da. Cum se numesc? Hai să vedem primul. A, A, B, B, apoi. B, C și C, D și D, D și A. Și D-A. Bravo, foarte bine. Și ai spus tu că avem unghiuri drepte. Bravo, mulțumesc. Tu ce figură ești astăzi? Pătrat. Ești pătrat. Bun, Andrada, bine ai venit. Hai să vedem rombul. Se vede imaginea, Andrada? Da. Hai să ne spui tu. Cum se numesc vârfurile, laturile și ce fel de unghiuri avem în cazul unui romb? Avem unghiuri ascuțit și obtuz. Da. Și avem vârful E, H, F și G. Bravo, mulțumesc. Și laturi? Avem patru laturi. Care sunt? Hai să le denumim. E, H, F și... Nu știu. Le denumim așa, Andrada. De exemplu, dacă ai început tu cu E, EH, da? O latură delimitată de cele două vârfuri, H, Da. G, da? Și zi tu mai departe. C, F și F, E. Bun. Deci câte laturi avem în cazul unui romb? Avem patru. Bra, patru. Foarte bine. Poți să ne spui ce figură ești astăzi? Păi astăzi cred că sunt un rom. Astăzi ești un romb. Bun. Foarte bine. Ei, dacă ne-am amintit, acum care sunt principalele figuri geometrice, hai să trecem la provocări. Sunteți de acord? Am niște ghicitori aici. Da. Ia să vedem. Prima ghicitoare. Ana, ne ajuți tu cu prima ghicitare? Desigur. Sunt Ia zi, Ana. un poligon. Am patru laturi de aceeași lungime. Am patru vârfuri și patru unghiuri. Mă numesc pătrat. Bravo! Tu ce figură ești astăzi? Eu astăzi sunt o stea. Ești o stea? Foarte interesant, bravo! Mai departe, Eric, ne ajuți tu? Următoarea ghicitoare? Nu.
Mai tare, Erica, nu te auzim. Dă-ți căștile jos, Erica, cred că se aude mai bine. Tot nu te auzim. Ia zi acum. Sunt un poligon. Am patru laturi. Laturile opuse au aceeași lungime. Am patru vârfuri și patru unghiuri. Mă numesc dreptunghi. Bun, tu ce figură ești astăzi, Erica? Triunghi. Bine, mulțumesc. Să încerci fără căști, dacă se aude mai bine. Altcineva? Eu. Elena? Ultima sunt ghicitoare. Un poligon cu trei laturi. Am trei vârfuri și trei unghiuri. Mă numesc triunghi. Bun, Elena, tu ne-ai spus astăzi ce figură ești? Nu. Un hexagon. Ești un hexagon, bravo. Poți să ne spui ce înseamnă hexagon? Și cum are ai ales? Are șase laturi. Și cum ai ales? Te-ai gândit tu? La ce te-ai gândit când ai spus hexagon? Mi-a venit prima formă geometrică care mi-a venit în cap. Foarte bine. Hai să ne uităm acum în jurul nostru. Găsim obiecte care au o suprafață sub formă de triunghi? Hai că asta e puțin mai greu. Ia să vedem. Găsim? Ia uitați-vă voi. Eu? Sau dacă ați văzut vreodată? Eu? Am văzut odată. Ce ai văzut sub formă de triunghi? O felie de pizza? O felie de pizza, suprafață. Fața, da? Fața unei felii de pizza. Bravo. Sau un biscuit, da? Suprafața unui biscuit. Bun. Hai să vedem următoarea provocare și vă rog să vă puneți câte un zâmbăreț, da? Cei care reușesc să răspundă la activitățile noastre. Da? Deci, aul, cum se numește triunghiul acela cu un vârf mai lung? Triunghiul? De la... Păi sunt triunghiuri. Cum adică cu un vârf? Cu un vârf mai lung. Este un romb, dacă observați aici, avem la A un romb și în interior am dus diagonalele, da? Dacă ați făcut la școală, diagonalele. Și vă întreabă, ce figuri geometrice observați voi în desenele de mai jos? Și avem două puncte, A și B. La A deja v-am ajutat eu un pic. Hai să vedem cine încearcă. Puteți să notați și în chat, da? Dacă nu reușim să vorbim toți, notați în chat. Hai să vedem. Cine ne ajută? Eu. Ia zi, Teodora. În imaginea A, ce figuri geometrice ai observat? Patru triunghiuri. Bravo! Deci patru triunghiuri. Sunt mai multe. Mai multe? Sunt mai multe. Cum ți-ai dat seama că sunt mai multe? Șase. I-am găsit 8. Da. Așa am găsit 8. Foarte bine. Deci avem două micuțe și unul mare. A, da, 8. Două micuțe și unul mare și apoi celelalte lateral. Da? Bun, da. Deci ar fi 8. Și figura mare în sine, ce am zis că este? Romb. Un romb. Bine, mulțumesc. Deci avem romb și triunghiuri. La următoarea figură, Simina? Ce ai văzut tu? Ce ai observat? Trei dreptunghiuri și șase triunghiuri. Deci ai observat dreptunghiuri, da? Cel mare. Și altele? Ce dreptunghi ai mai observat? Două. Așa. Și cele două micuțe, ia uitați-vă. Da? Cele două micuțe. Dreptunghiuri. Și triunghiuri? Simina, câte ai văzut tu? Șase. Voi câte ați găsit? Tot șase? Nu, mai sunt. Câte, Simina? 6. Atenție, triunghi, avem 3 laturi. 8. Voi câte ați găsit? 8. Nu uitați și de cele micuțe, da? Aflate în 9. Interior. Aici. 9. Sunt 9. Mai multe, da? Vă las pe voi ca provocare să 10. 10. 9, 10, găsim noi până la urmă. Bun, le facem. Simina, tu ne-ai spus ce figură ești astăzi?
Da. Ce figură ești? Cerc. Ești un cerc, frumos. Bun. Deci, putem să ne jucăm de, cu aceste figuri geometrice, să facem desene și să vedem ce tipuri de figuri putem utiliza. Bun. Mergem mai departe. O să facem un exercițiu de gândire, da? Pentru că noi suntem matematicieni renumiți și o să gândim acum 3 minute sau 5 minute de gândire. Hai să vedem. Avem un pătrat și un dreptunghi. Cine a zis că e pătrat astăzi? Eu am zis. Eu fiind cine? Eu, Emma. Bine, deci Ana, fii atentă. Tu ești pătratul și cine a zis că e dreptunghiul astăzi? În afară de mine, nu? În afară de teacher, da. Cine a zis că e dreptunghiul? Sau cine vrea să mai fie un dreptunghi? Haide să-mi Franci. Cine Franci. Franci, da? Perfect. Bun, deci avem așa, Ani și Franci. Hai să vedem, Ani și Franci. Ce lucruri aveți voi în comun? Și ce lucruri sunt diferite la voi? Ia zi, Ana, ce lucruri ai tu în comun cu Franci? Ana, eu? Da, Ana, tu ești un pătrat. Ce ai în comun cu un dreptunghi? Adică Franci. Păi, avem amândouă 4 vârfuri. Bravo, aveți 4 vârfuri? Sau fiecare? Sau fiecare are câte 4? Fiecare are câte 4. Bun, bravo. Și altceva, ce mai aveți în comun? Deci avem în comun, fiecare are 4 laturi și 4 vârfuri. Și 4? Numai... N-am înțeles. 4 ce? 4 laturi și 4 vârfuri. Foarte bine. Bravo. Felicitări. Deci... E și o diferență între noi. Foarte bine. Ce diferență? Ia zi-ne tu o diferență între pătrat și dreptunghi, între tine și Franci. Păi, Franci, adică dreptunghiul, așa, are... laturile mai lungi. Eu le-am pe toate egale. Bravo, mulțumesc. Ia zi, Franci, tu ce ai diferit de Ana, de pătrat? Păi, eu am 2 lungimi și 2 lățimi, iar Ana are doar lățimi. Are doar laturi, da? Nu le denumim, da? Bravo, deci tu ai lungimi și lățimi, adică ai 2 laturi... mai lungi decât celelalte, pe când Ana a spus că le are pe toate egale. Foarte bine. Și asemănări? Păi, amândouă suntem poligoane. Bravo, amândouă sunteți poligoane. Foarte bine. Fiecare are câte 4 vârfuri și 4 laturi. Bun, foarte bine. Bravo. Și sunteți împreună la lecția de matematică, nu? Și asta e în comun. Ok, bravo. Foarte bine, vă puteți juca așa și cu alte figuri geometrice, da? Luați 2 și le comparați. Vedeți care sunt asemănările, care sunt deosebirile. Foarte bine, și facem un exercițiu de gândire. Bravo, felicitări. Am adus aici un pic... despre orașul Pompei. De ce? Pentru că aici au apărut prima dată semnele de circulație. De ce credeți că am ales eu semnele de circulație? Ia să vedem. Care credeți voi că a fost motivul? Au diferite forme. Eu știu. Ia zi, Maria. Pentru că semnele de circulație sunt, de fapt, semne cu figuri geometrice. Așa, și o să vedem puțin mai încolo dacă le recunoașteți voi. Foarte bine ai punctat, Maria. Hai să citim, să vedem câteva lucruri despre orașul Pompei. Voi ați mai făcut la istorie, dacă sunteți în clasa a patra. Despre orașul Pompei n-am făcut. Ok, sau puteți să veniți la lecțiile noastre de istorie, da? Să aflați mai multe informații. Ia să vedem cine citește. Elena, ne citești tu? În urmă cu aproape 2000 de ani, în orașul roman Pompei, au apărut primele trotuare și zebre. Mulțumesc! Mai departe, Maria? Okay.
Întrucât transportul se făcea cu care, trase de cai, autoritățile vremii au inventat trotuarele. Mulțumesc, Franci! În același timp, câteva pietre plate mai deschise la culoare îi obligau pe șoferii acelor vremuri să acorde prioritate pietonilor. Bun, deci mai întâi au folosit niște pietre, da, de culoare deschisă. Mulțumesc! Emma? Bornele kilometrice au apărut tot în Imperiul Roman pe rețeaua de drumuri ce însuma peste 300 de milioane de kilometri. De aici este și expresia, toate drumurile duc la Roma. Mulțumesc și Radu! La începutul anului 1900 au apărut mașinile și nevoia de indicatoare rutiere. În 1920, Olanda avea deja peste 400 de semne de circulație. Bun, v-a plăcut? Da. Mica poveste despre orașul Pompei? Bun, deci în Imperiul Roman au apărut pentru prima dată semnele de circulație. Hai să vedem și noi astăzi dacă știm câteva și le putem asocia cu figurile geometrice imediat. Se vede? Da. 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 Bun. Și avem așa, imaginea de la A, B, C, D și E și voi să-mi spuneți ce reprezintă și ce figură geometrică este, da? Andrada. Este una făcută, ca exemplu, da? O spun pe aia făcută? Da, sau... și mai spui una, da? Ok. Drum pentru pietoni. B. Are forma de cerc. Poți să ne spui, să ne descrii puțin ce culoare și ce se află în interior? Culoarea semnului este albastru și în interior se află, presupun eu, mama și copilul. Foarte bine. O doamnă și un copil, da? Da. Foarte bine. Deci avem un cerc albastru care înseamnă drum pentru pietoni. Bravo! Altceva mai știi? Alege tu de aici. Ia să vedem. Accesul interzis bicicletelor. Are C și are formă de cerc, tot de cerc. Ce culoare și ce vedem înăuntru? Înăuntru vedem, adică este alb, dar pe margine are și o dungă roșie. Și vedem o bicicletă. Și asta înseamnă că este accesul interzis bicicletelor. Bun. Știi tu sau știți voi, dragilor, unde avem accesul interzis bicicletelor? Vreun spațiu? Unde credeți? Atunci când, pentru că sunt locuri special amenajate, cum ar veni pe drumuri. Bun, și unde nu avem voie, de exemplu? Prin stradă. Stradă. Da, unde nu sunt benzi special amenajate. Da, bun. Asta am zis. Foarte bine. Mulțumesc, bravo. Luca, ne ajuți tu? Deci, B, da, s-a zis, și C? Vreau să zic pe trecere de pietoni. Care reprezintă trecerea de pietoni? Ce imagine? Deși este, are formă de pătrat. Ce culoare are pătratul? Albastru. Și acolo este un om care merge. Asta înseamnă că e trecere pentru pietoni. Foarte bine. Și trebuie să fim atenți la aceste semne de circulație, da? Să știm să le citim. Și voi cum știți figurile geometrice și acum facem acest exercițiu, veți ști cu siguranță. Bravo! Mulțumesc! Eric, mai departe? A mai rămas A și E. La A este... acces liber pentru biciclete și la E... Nu, la le spui la ce culoare are și ce se află în interior. În interior se află o bicicletă și are culoarea albă. Bicicleta, da? Da. Așa, și cercul ce culoare are? Albastru. Foarte bine, deci avem un cerc albastru, în interior o bicicletă albă. Pistă pentru bicicliști. Bravo, mulțumesc! Și E, ia să vedem.
Mulțumesc, are mulțumesc. Doi oameni cu culoarea negru și are forma de triunghi și la exterior are culoarea de roșu. Are conturul roșu. Bravo! Ai vrut să vorbim, da? Foarte bine, mulțumesc! Deci, înseamnă ce? Să avem grijă când traversăm. Bravo! Atenție, da? Atenție! Foarte bine! Atenție, copii! Bravo! Vă provoc să faceți și voi, să desenați aceste semne de circulație și să ne arătați cum au ieșit, folosind figurile geometrice și dacă mai știți altele, puteți să desenați și să ni le împărtășiți. Vă așteptăm cu drag. Bun, cum vi s-a părut exercițiul? Interesant? Da. Foarte bine, mă bucur. E, și acum o să facem o provocare, așa de final de lecție. O să vă provoc să desenați și voi, folosind figurile geometrice, câteva imagini. Și anume m-am gândit-o la o rândunică, da? Și la un iepuraș. O să citim poeziile și apoi rămâne ca voi să vă exersați talentul. Cine citește? Eu vă rog. Da, hai, citește eu. Cine a zis eu? Ne spune și cum se cheamă. Maria. Zi, Maria. Despre rândunica, ia zi. Rândunica, ciocul din triunghiuri mici, capul dintr-un cerc și ghici, ca un mic oval ce face, corpul îmbrăcat în coada ei parcă de peste, din triunghi se împletește. Și fac două cercuri mici pentru rândunici. Bravo! Da, mulțumesc! Aveți și voi acolo, puteți să faceți o poză și o să punem și noi materialul ca să-l observați pe agina noastră. Bravo! Hai să vedem cine citește despre iepuraș. Eu, doamne! Eu! Pot eu! Eu! Hai să mai lăsăm și pe altcineva, că... Ștefan! Ștefan, auzi? Eu. Voi îl citiți așa, în șapte, da, Ștefan, auzi? Citești tu poezioara despre iepuraș? Pot eu. Cred că ai ieșit. Da, cred că nu ne aude Ștefan, sau nu știu, nu se aude bine acolo. Pot eu. Eu fiind cine? Luca? Rareș. Eu, zi Rareș. Luca. Ok, fac întâi un mic oval, apoi stați puțin că mie așa, apoi altul colosal, două urechi lungi de tot, gura, ochii nu stăți la bot, li mai fac patru picioare, ca e primul la alegere, două scurte, că e primul la alergare, da? Hai să ne mai citească și Luca, că dorea și el. Ia zi, Luca, încă o dată. Mie nu mi se vedea iepure. Tot la iepure. Da, nicio problemă, mulțumim. Mai citim o dată, că a zis și el. Iepurele, fac întâi un mic oval, apoi altul colosal, două urechi lungi de tot, gura, ochi, mustăți la bot, ei mai fac patru picioare, că e primul la alergare, două scurte, două lungi. Atât, da, atât. Era două scurte, două lungi. Sunt luate de pe un site, de pe didactic.ro. Ok, rămâne să vedem care desen vă iese, cel cu rândunica sau cel cu iepurele, da? L-am încercat pe amândouă și au ieșit aproape bine, da? Bun. Aproape. Aproape. Da? Prefer cu iepuraș. Da? Dar trebuie să facem neapărat animale sau putem să facem și alte obiecte cu forme geometrice? O să faci și alte obiecte, sigur. Imaginația este foarte importantă. Puteți să o folosiți și să creați voi peisajele voastre. Bun, cum a fost lecția de astăzi? Foarte frumos. Minunată? Ce ați învățat? Ia să vedem. Genială. Figuri geometrice. Figuri geometrice. Ați fost niște figuri geometrice. Da, ce figură sunteți astăzi. Bun. Foarte bine. Ia zi, Franci, ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că am avut și jocuri, dar am și repetat formele geometrice. Bun, Radu?
Mie mi-a plăcut că am învățat și am repetat formele geometrice. Bun, puteți să-mi scrieți și în chat, da, ca să citim. Bun, dragii mei, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumim că vă uitați la lecțiile noastre și vă așteptăm să verificați zilnic pagina Academiei noastre, Andreea Berkaut Academy. Mulțumim! O zi frumoasă!